Bună ziua tuturor! Astăzi vreau să aduc la cunoștința prietenilor canalului o întrebare care mi-a fost pusă de un prieten al canalului care a cumpărat un soi de cireș mai nou, Bianca di Verona, un soi cu cireșe galbene, altoit în cireș sălbatic și m-a întrebat, mi-a trimis poze și m-a întrebat că ce semnifică două puncte de altoire care l-a observat pe el. Eu n-am mai întâlnit încă un pom altoit cu două puncte de altoire. Nu știm, este o greșeală, se practică undeva în țară, sunt care practică așa ceva. Dacă știți careva, vă rugăm să trimiteți informațiile ca să învățăm cu toții. Dacă este vreo noutate undeva, cineva altoiește de două ori, nu știm. Poate putem să-l ajutăm pe prietenul nostru cu un sfat dacă cineva dintre dumneavoastră știe de ce se altoiește de două ori un pom. Mulțumim, la revedere!